Dintotdeauna oamenii au inventat lucruri care să le ușureze treaba. Au inventat roata ca să ajungă mai departe, au inventat focul ca să ajungă mai în nord, dar ce au inventat ei mai nou și mai nou este aspirator automat ca să poți să stai mai mult pe canapea, să te uiți la Netflix. Bine ai venit la un nou episod și astăzi vreau să-ți explic ce face aspiratorul ăsta de la Roomba. Sigur, sunt multe aspiratoare pe piață, sunt și de la Xiaomi și de la alte branduri. În primul rând, pe vremuri, aspiratoarele costau foarte mulți bani, adică pe la vreo 4.000, 5.000 de lei, pentru că erau un element de noutate, o chestie cu care să arăți cât de șmecher ești și ce nou gadget ți-ai luat. Dar astăzi, noul Roomba 605 este mult simplificat și mult ieftinit, poți să găsești pe la 1100 de lei, link în descriere. Apropo, mersi Evomag pentru că mi-ai trimis în teste acest aspirator grozav. Ideea este că acest aspirator are multe funcții simplificate și asta poate să-ți placă, pentru că doar trebuie să-l conectezi la docul lui, să bagi în priză și să apeși pe butonul de clean. N-are aplicație, n-are gadgeturi interesante pe telefon să vezi camera pe unde a fost și ce a făcut, el pur și simplu apeși pe clean și începe și-și face treburile și se aruncă până în casă și face ce vrea el. Poate că ai văzut alt review al meu de la aspiratorul Xiaomi, ei bine, acel aspirator are o aplicație și pe aplicația respectivă poți să vezi pe unde a fost, poți să-l programezi de la distanță, chiar dacă ești în altă parte a lumii. Nu știu de ce ai fi în altă parte a lumii, ar trebui să stai acasă. Dar Roomba este mai simplu, este, cum ziceam, mai ieftin și de aceea are doar butoane pe care te bazezi. Apeși pe clean și gata, el merge, își face treaba. Pleci din casă, te duci la serviciu sau te duci la cumpărături și când te-ai întors, el a dat deja prin casă cu aspiratorul, că n-are mop, nu e ca un model mai scump cu mop, și se întoarce la doc și se culcă. Se încarcă singur. Pam! Acest aspirator nu îți înlocuiește un aspirator normal, ci este doar de întreținere. Să zicem că nu mai dai în fiecare săptămână cu aspiratorul normal, ci dai de două ori pe săptămână cu acest Roomba și doar o dată pe lună faci curățenie generală. Cam în ideea asta mă gândesc eu că ar funcționa cel mai bine. O să testăm aspiratorul Roomba cu un aspirator normal, puternic de altfel. El este micuțul Roomba și uite ce butoane frumoase are. Aici o grămăjoară. Și aici, a doua grămăjoară. Am luat aspiratorul și l-am pus fix pe grămăjoară, apăs pe butonul Spot Cleaning și el se învârte în cerc și curăță aici. Hai să vedem cum se descurcă cu niște cereale. Deja am văzut că ia praful și firele de păr. Hai să văd cu cerealele, să zicem, poate să nu-i complicat. Bineînțeles că aspiratorul manual a curățat chiar tot, absolut tot, dar Roomba mai are doar 3, hai să zic 4 bucățele mici de cereale, dar na, ce să zic, rată de succes de 95%. Are butonul de clean, de spot și de dock. Dacă apeși pe dock, se duce înapoi acasă. Dacă apeși pe spot, curăță ce este în zona respectivă și se mișcă așa în cerc. Sau pe clean, începe și se plimbă prin toată casa și face curățenie. Dacă se blochează, o să încerc să-i blochez calea cu niște scaune care știu eu că în trecut blocau un astfel de aspirator automat. Dacă el se blochează, el are un sistem de scăpare, escape behavior se numește, și ideea este că s-a blocat, știe că e blocat și se dă, încearcă să iasă de acolo. Are și funcție anti-tangling, anti-tanglare cabluri. Dacă ți arunci pe jos încărcătorul și îl uiți acolo, el vine și nu se împiedică în acest cablu sau nu ți-l trage.
Din experiența mea e cu duș întors, adică câteodată da, trece peste cabluri și ok, dar mi-a și tras un cablu HDMI și l-a luat după el și îl trăgea, noroc că era prins de televizor. Sper că nu trăgea și televizorul la un dat, noroc că l-am văzut și eram acasă. Dacă ar fi tras televizorul pe jos, ar fi fost foarte haios. Hai să-l supunem la test, să-i dăm drumul, să vedem cum funcționează. Și așa se pune rumba la încărcat. Ideea de bază e că acum vom apăsa pe clean și el va începe să dea pe aici, prin zonă. Trece și pe lângă asta, jaluzea, e ok? Bună ziua, domnule! Ce faceți? Deloc. Te ducei, mai dă o lovitură telefonului. Ah, aproape că l-am mâncat. Și din nou atac către pierdul. Nu pot să cred ce face. S-a dus în colț, încearcă să găsească o cale de ieșire de aici, din toată nebunia asta. Se bate cu agenda, să vedem dacă va reuși. Da, am scos-o din ring, este în regulă. Acum să vedem dacă poate să treacă de aceste scaune. Văd că acolo nu poate, dar nici printre ele nu vrea să treacă, așa că o colește cel mai bine. Pam, trepiedul nu o lasă să treacă deloc. Ia să vedem ce va face. Este blocat, hai să vedem dacă va trece, dacă va ieși de aici. Bam, blocat și aici, blocat. Bom. Dar, poate, va ieși. A ieșit. S-a dus singur la perete. Bam, ia să vedem ce va face. Oare va ieși să iasă? Să-ți aducem aminte unde trebuie să ajungi, acolo, să te încarci. Hei, acolo. Ia. Insistă să se bată cu trepiedul, nu știu de ce, dar insistă să se bată cu trepiedul. Nu e nicio cale de ieșire pentru micuțul rumba. My God, nu vine să cred. Tot încearcă să se urce pe... Ah, uite că a trecut peste agenduță. E bine, văd. Poate, nu, hai că vă... Ia să vedem. Este mare, reușit! Este un roboțel destul de simplu și el dă cu aspiratorul foarte la întâmplare, dacă mă întreb pe mine, față de cel de la Xiaomi, care el mai întâi face perimetru, află perimetrul camerei și are un senzor prin care face, cumva mapează toată camera și asta o vezi și pe aplicație. Apoi după ce a scanat tot și vede obiectele unde sunt, el începe și dă în lung și în lat metodic
Mie mi se pare că Roomba nu este metodic deloc, poate că și este cea mai ieftină variantă de la ei. Nu are aplicații, nu te complici foarte mult cu setarea, conectarea la wireless și așa mai departe. El funcționează pur și simplu. Ce dacă dă de mai multe ori prin casă, prin aceleași locuri sau când se blochează, stă încă 10 minute în aceeași zonă, asta este atâta poate la bugetul ăsta. E o diferență între un aspiratoraj de 4.000-5.000 de lei și unul de 1.000-1.100 de lei sau cât este pe piață acum. Link în descriere, dacă vrei mai multe informații sunt aici și mă bucur că te-ai uitat. Spune-mi ce părere ai, dacă tu ai un astfel de aspirator sau dacă l-ai folosit. Într-adevăr e mai bine să dai tu cu aspiratorul că faci și mișcare și faci și ordine mult mai bine, dar este un aspirator doar de întreținere. Și asta a fost tot, mersi, ciao! Un ultim lucru, o să apăs pe dock să văd dacă știe să se ducă înapoi la stația de dock. Succes! Are și sunetele astea foarte haioase, mi se pare foarte simpatic cum face el. Ca un roboțel.